În această seară veți urmări un caz care le-a ridicat multe semne de întrebare polițiștilor din Călăraș. Atunci când a fost primit apelul la 112, în iulie 2021, cazul părea rezolvat. Cel care a sunat anunța că un bărbat și-a luat viața. Numai că anchetatorii ajunși la fața locului și-au dat seama că la mijloc ar putea fi vorba despre altceva. Crimă sau sinucidere? Urmăriți povestea plină de secrete a unei familii, poveste pe care numai moartea a scos-o la iveală. Polițiștii călărășeni sunt anunțați prin serviciul unic de urgență 112 că în comuna Spanțov a avut loc o sinucidere. Alcătuiesc echipa de cercetare și pornesc către locul indicat. Apelul la 112 a venit din partea ginerelui celor doi soți, care a spus faptul că socrul său s-a sinucis. Exact așa a sunat apelul. S-a sinucis prin autoînjunghiere cu un cuțit. Oamenii legii ajunși la fața locului demarează activitățile specifice. Soția victimei stătea foarte liniștită pe un scaun în curte. De fapt, suspect de liniștită pentru grozăvia care era în casa ei. Soția victimei se afla în fața ușii de acces în locuință, iar în stânga acesteia se afla un cărucior în care era nepotul în vârstă, nepoțica în vârstă de 10 luni. Soția stătea și fuma undeva afară aici, pe un scaun. În stânga ușii se aflau două boxe pe care o victimă le utiliza în mod frecvent în momentul în care consuma băuturi alcoolice și dădea volumul foarte tare la muzică. Accesul în locuință se făcea printr-o ușă de tip termopan, unde se pătrundea într-un hol. Pe toată suprafața pardoselei erau strop de sânge. Se vedeau foarte puțin strop de sânge, ca și cum cineva ar fi șters niște urme de pe sânge. Iar în cea de-a treia cameră se afla cadavrul. Era în partea stângă, cum intri în cameră, între pat și sobă, jos, într-o baltă de sânge. Cadavrul prezenta mai multe plăci înjunghiate, de mărimi diferite.
Am observat că organul genital fusese secționat, se afla în partea stângă a cadavrului. Oarecum între picioarele acestuia se afla un lighean care era poziționat pentru a se scurge sângele ca urmare a amputării penisului. E mort? Este mort. Decesul a fost aproape instantaneu, iar din cauza cantității foarte mari de sânge, polițiștii la fața locului au solicitat imediat grupa operativă specializată. Dumneavoastră l-ați găsit? Nu, șefule! Soacră mea l-a găsit! Eu doar l-am sunat. Da. Da, mă. Eu l-am găsit. M-am întors și era într-o baltă de sânge. S-a sinucis. Primele discuții au fost purtate cu soția victimei, care în primă fază ne-a declarat foarte senină că s-a sinucis și l-a găsit în exact în starea în care îl găsiseră și organele de poliție. Erați aici când s-a întâmplat? Nu. Veneam din sat. Veneam din sat că am fost cu asta și cu aia mică să o plimb cu căruciorul. Și când am intrat, mare baltă de sânge și el s-a tăiat cu cuțitul. Ce mai? Dom'le, era beat. Aceasta a afirmat că victima întâi a încercat să-și amputeze penisul, iar apoi și-a aplicat diverse înțepături în zona toraco-abdominală. Lucru care nu era posibil din punct de vedere medico-legal, având în vedere înțepăturile aflate în zona... Fizic n-avea cum să se înjunghie exact. În spate. Exact. Informațiile obținute de anchetatori păreau fără nicio noimă. Au încercat să repună cap la cap, nu se lega nimic. Într-un final și-au dat seama că declarațiile soției victimei conturau un film total diferit de cel al realității. Pe obiectele de mobilier erau observați strop de sânge, ce ne-au dus la concluzia că forța cu care s-a acționat a fost foarte mare. Au fost multe plăgi înjunghiate, în special pe hemitorace și hemiabdomen posterior, lombar, în spate, care, din punctul meu de vedere, au fost primele lovituri. Leziunile de spate posterior și chiar și leziunile de la nivelul hemitoracelui drept sunt greu să fie autoproduse. Și oricum, persoanele care au intenția de a se sinucide, tot timpul o să se înjunghe în hemitoracele stâng, în dreptul inimii, nu în dreapta. Medicul legist împreună cu șeful echipei de cercetare au constatat că spatele cadavrului prezenta peste 20 de lovituri, probabil produse de un cuțit. Motiv pentru care este clar că varianta sinuciderii pica din start. În bucătăria imobilului a fost găsit un cuțit cu dimensiunea de 31 de centimetri și 21 de centimetri lama. Se observa că fusese spălat. Se observa o urmă de sânge, o pată de sânge în zona mânerului. În baia imobilului, într-un coș cu rufe, a fost găsită o pereche de pantaloni scurți de damă, ce prezenta urme de sânge, cât și un tricou tot cu urme de sânge. Bă, mă, lași pe mine că vorbesc, eu le rezolv, eu nu pot pasta asta, asta nu de nimic. Bă, tu nu liniști, domnule. Bă, tata, tu ai văzut ce-i avut, ăla vrei să-ți iau și te pușe. E, domn polițist? Ați văzut? Am văzut. S-a omorât, ați văzut, nu? De unde v-ați dat seama că s-a sinucis? Ați intrat lângă el, l-ați atins, mai respira? Nu, domn polițist, păi era plin de sânge acolo, unde să intru eu? Și după aia eu v-am sunat și m-am chemat. Da, l-am sunat pe ăsta, pe ginerele meu ăsta l-am sunat. Da, ați văzut că s-a omorât și și-a tăiat și spurcăciunea. Referitor la femeie, mi-a atras atenția la degetele de la picioare, la cuticule, avea urme de sânge, să zic așa, și de acolo am avut un pic suspiciunea că ceva s-a întâmplat. Aceasta era foarte revoltată de ceea ce făcuse soțul ei, susținând în continuare că acesta s-a sinucis și că a adus o mare belea familiei.
Experiența ne învață că principalul suspect într-o astfel de fapt este celălalt soț, mai ales când stabilim cu certitudine că nu s-a aflat nimeni altcineva în locuință. Dar la ce oră l-ați găsit? Păi nu mai știu, la câte am sunat, fă? Eu știu, 3:30, 4, mă uitam la serial. Și ce v-a spus? Păi ca să venim că s-a omorât tăticul. Și nu v-ați gândit să sunați și la poliție, nu? Nu m-am gândit. Ginerele și fata, vă rog, veniți un pic. Hai. Da. Hai. Am empatizat în primă fază cu dânsa, i-am arătat că o înțeleg în ceea ce privește agresiunile la care a fost supusă și starea de stres în care se afla tot timpul. Am invitat-o pe doamnă la sediul postului de poliție și am lăsat-o să-mi povestească varianta dânsei. Iar apoi am început să discut cu dânsa pe anumite amănunte care îi scăpaseră din vedere. Povestiți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat astăzi. Dar vă rog să începeți de dimineață. Păi... Când s-a trezit soțul dumneavoastră? Păi, domnul polițist, nu v-am spus acasă? V-am mai zis odată. Povestea este foarte simplă. O familie normală, o familie născută și crescută în zona rurală, mulți copii, mai exact 5. Noi, când ne-am luat, eram și eu mai tânără și mai frumoasă. Și am crezut că o să fie bine. Nu a fost așa. Era o familie liniștită, care nu primea în casă alte persoane. Într-adevăr, se cunoștea faptul că victima era consumatoare de băuturi alcoolice. Se ocupau foarte mult de gospodărie, își creșteau copiii, își creșteau nepoții. Diferență destul de mare între cei 5, între vârstele celor 5 copii, adică s-au preocupat și au pus tot timpul conceptul de familie pe primul loc. Auzi, fă? E? Dar ce rumă și ăsta? Că te aude. Și dacă mă aude, ce? Că se plimbă pe aici un an de zile, nu? Vă apucați și voi de una de alta. Da, auzi, mă, să dai muzica mai încet. Nu te vă și lasă, ne faci, nu vezi că vezi și mă vezi. Ce-o fi, o fi? Bă, ia morcovul cât e tânăr, că pe urmă s-a dus. Lasă-mă, mică, lasă-mă, faci. Uită-mă pe mine. După ce au ajuns la o anumită vârstă, soții au început să aibă diferite certuri generate de frustrările acumulate de-a lungul vieții. Frustrări date și de situația materială și de situația umană, de lipsa de comunicare, în primul rând, astfel încât au început agresiunile. Tu te pot aici, nu mai pune mâna pe mine. La tine, că după ce ești furit, că ești și prost. Să mor tu dacă nu, că-ți dau acum o data, dar nu te vezi. Dar nu ți-e mai rușine pe timp, nenorocice, ești? Ce să fac, nenele? Nu mai da, bă, băiat, mă, de ce dai, bă, băiatul, bă, poate mergule, bă? Pe timp, nenorocice, bine, bă, în urmă cu 2 ani de zile, de când victima s-a apucat de consumat băuturi alcoolice din ce în ce mai mult, au început și certurile în familia celor doi soți. Mi-e silă de tine, căpuța băutură, nu te vrei! Nu te fărbă aici, lasă-mă, mă, îmi place, tăte, vezi? Ba, filia, dracu, să pică, te iau acum la bătaie, lasă-mă, cu satana, dracu! Ia-mă mâna, porcule și măgarule care ești, dar nu-ți vezi! Cuplul acesta a ridicat vreodată probleme aici, în zonă? Nu am avut niciun apel la 112, nu am avut nicio sesizare în sensul ăsta, nici din partea ei că ar fi fost agresată în vreun fel, că ar fi fost gonită de la locuință sau ceva de genul. Nu. Deci nu a depus niciodată vreo reclamație? Nu. Decât știu discuții din sat, el o mai tachina pe ea, am fost la femei, am făcut, Andres. Dar nu reclamații... Nici verbale, nici scrise, nici... sub nicio formă. Faptul că n-a venit la poliție să reclame, păi știți care este viața în familia romă. Păi, din păcate, știți că bărbatul în familia romă încă crede că el are față de familia lui un drept de expozițiune, de viață și de moarte. Că femeia este un apendice
și la care poate renunța oricând. Și este proprietatea lui. Și este proprietatea lui și copiii, la fel. Deci, așa sunt valorile. Totuși, ați spus că în primii 10 ani v-ați înțeles bine. Ce s-a întâmplat? Ce s-a schimbat? N-a fost niciodată bine, domnule polițist. Din păcate, zona rurală ne pune de multe ori în fața astfel de cazuri. Aceste violențe sunt conștientizate. Ele sunt comunicate fie membrilor familiei, fie primarului, dar tot timpul se evită anunțarea organelor de poliție pentru simplu fapt că orice sancțiune contravențională aplicată este plătită tot din bugetul familiei, persoanele se gândesc că ajungând la o anumită vârstă nu mai au puterea să o ia de la zero, să schimbe familia și să crească singuri mai mulți copii. După consumul băuturilor alcoolice, victima se lăuda soției sale că are și alte femei și întreține relații sexuale cu acestea. Acesta este și motivul pentru care cei doi soți nu primeau în vizită persoane, fiind amândoi geloși unul pe celălalt. Gelozia era reciprocă. În casă se aflau doi copii, dintre care unul de 10 luni, care era nepotul celor doi, precum și un alt băiat în vârstă de 12 ani, care era agresat, dându-i se ocazional câte o palmă. Cel mic era băiatul lor care locuia la fată, la una din fete, la Ionela. Deci nu locuia efectiv aici. Locuia și aici, dar de multe ori locuia la sora lui în partea cealaltă, la Cetatea Veche. Cele trei fiice au spus că au asistat la diferitele certuri, având în vedere că el trăia efectiv în acea locuință, cu ambii părinți. Ce mă te ești iar așa amărât? Iar s-au certat ăștia. Iar a dat în tine? Mi-a dat una, dar nu mă. Bă, ți-am zis, mă, să nu te mai bani, ți-a ajuns de data de câte când era să spargă capul. Ei se ceartă, ei se împacă. Hai, nu mai fi așa de amără, dar ți-am zis de atâtea ori, nu te mai băga între ei doi. Ai mâncat ceva? Am făcut niște icre, vrei să spun pe pâine? Pune. Hai, nu mai fi așa amără, că mă duc să spun. Asta este, se certau mereu. Și tata se îmbăta, dar nici mama nu se ținea gura. Ea știa destul de bine că la băutură face urât și tot nu tăcea. Ați văzut să o lovească? Se mai băteau șefule, așa e, dar nu era așa de grav. Adică așa, în familie, nu... Mereu săream să-i împac. Dar cu cine să te înțelegi? În ultimii 4 ani, de când a plecat fata de acasă, parcă a nebunit șeful. Pe copiii lovea sau numai pe dumneavoastră? Îi lovea cum să... Mai mereu. Din păcate, sunt gesturi mici, care pornesc de la mici agresiuni, acceptate, din păcate, de societate și, în special, în zona satului românesc. Sunt considerate normale și astfel de agresiuni, dacă sunt scăpate sub control, pe principiul bulgărului de zăpadă, ajung de multe ori la un final tragic. Am făcut 4 copii. Mergea treaba, nu pot să zic. Eu am fost plecată și în Spania, domn polițist, la muncă. Și Marin mergea în Germania, lucra în construcții, câștiga bine, mergea totul bine. După aia a început să le ia și pe ginerele cu el. Munceau amândoi. Am muncit o viață. El lucra în construcții. Se pare că era un muncitor destul de apreciat. Cât e ceasul? Că mi s-a făcut foame și aș linge și o bere. Abre, tată, socule, că avea 10 jumate. Ai și tu răbdare până la 11, da? Că după aia poți să bei cât vrei. Și răbdare să am, mă, dă fuga la magazin și iau o bere, că mi s-a uscat gura. V-a spus socul dumneavoastră, cumva, că și înșela soția? Nu știu eu, domn polițist,
Adică nu știu ce să mai cred, că el așa zicea. Și se lăuda și față de noi cu chestia asta, dar... Nu mai pot să știi acum. Soacră mea îl credea și se supăra tare. Până că într-o zi chiar a zis că eu taie, dar... Așa, în glumă, nu serios, se tachinau și ei. Bănuiesc că-i dea raportul soacră-tei. Așa vă știu eu pe voi. Hai bre, ce vorbești acum așa? Da. M-am băgat eu vreodată să te dau în gât? Ba să-i spui, bă, că aici lucrăm numai cu fete de alea tinere. Hai bre, lasă prostiile și dai acolo, da? Da, da. Numai fete tinere, nu bătrâne ca ea. Da, mă, da. Prostările erau la amândoi, pentru că amândoi puneau foarte mult pres pe guvernul satului. Ce se vorbea pe la colț, ce se vorbea pe la gard și toate discuțiile mergeau în zona relațiilor extraconjugale, ale fiecăruia dintre ei, ale presupuselor relații extraconjugale. Deși nu s-a putut și nu s-a dovedit, n-a existat nicio probă concretă că acestea au existat efectiv. Ți-o tai, mă. Ți-o tai. O relație tensionată existentă între cei doi membri al cuplului, consumul de alcool, eternul consum de alcool, situațiile numeroase în care soțul o jignea, o umilea, poziția lui permanentă că poate să întrețină relații sexuale cu absolut oricine, cumva fiind o jignire la adresa femeii, pentru că ea era cea care trebuia să suporte toate bârfele și toate discuțiile existente, și nu în ultimul rând, agresivitatea la care și loviturile și bătăile la care acest bărbat a supus-o în repetate rânduri pe femeia lui. Toate acestea au o consecință. Undeva acolo, în spate, se adună insatisfacții, nemulțumiri, frustrări, dorințe de a se elibera de această viață și în contextul acesta, uneori, se întâmplă ca victima să se transforme într-un agresor necruțător. Ce vezi la asta aici, fă? Iar te-a apucat economia? Ia zi-mi. De ce mi-ai umblat un telefon? Ce zic, mă, așa? Ai văzut la ce femeie mă uit? Nu șleam poate ca tine. Aoleu, ce ulimă halul ăsta, mă, că te aude copilul ăla și se trezește. Mai trebuie să vină și Viorel cu Paula, că a fost la ăla mic de s-a jucat. Și vrei să te vadă halul ăsta, tu? Adică vezi? Cum? Adică cum? Cât ai turnat, mă, în tine? Cât ai băut, mă, porcule? Ia mai scutește, mă, nu-i treaba ta. Beau când vreau eu pe banii mei. Totul a început cu o săptămână în urmă, când agresiunile despre care vorbeam, micile agresiuni, au început să aibă o amploare mai mare și o frecvență mai ridicată. Ce faceți, mă, iar vă certați? Suprapuse peste aceste agresiuni erau acuzațiile formulate de ambele persoane cu privire la relațiile, presupusele relații extraconjugale pe care le-ar fi avut. Da, mă, tată, dacă mă, tată, s-a întins cu tot satul și acum îmi ține mie socoteală. Da, mă, tăticule, nu mai vorbim așa, că știi că se supără. Auzi, am făcut niște prăjituri. Se foamezi, dau? Da, să nu mă. Fă, pe mine nu mă întreb dacă mi-e foame. De ce să te întreb pe tine, mă? Hai să le întreb pe alea de pe telefon, da? Alea să-ți dea de mâncare, nu eu să-mi fac griji. A declarat că îi spusese primarului de niște lovituri pe care și le primise de la soțul ei cam cu o săptămână înainte, când și plecase de acasă la fica ei cea mare, unde a stat o noapte, după care a revenit. Mă, tăi e geloasă, că umblu la femei. La cum arată ea, ce să mai zic? Așa? Nu ți-e rușine, mă, porc bătrân ce ești și bețiv nenorocit ce ești? Nu ți-e rușine mie să-mi spui mie așa ceva? Bă, cine faci tu, porc bătrân? Pe tine, mă, te bag, pe tine îți fac, da, aia îți fac. Ia și tu de aici, am ce-i aia. Nu ce faci, mă, mă, ia și tu de aici. Nu da! Dă-te, fac, asta mă omoară! În mediul rural există, mai ales în mediul rural, o reticență în a sesiza asemenea fapte din pricina concepției că e în menirea femeii să mai suporte și niște corecții. Asta este marea problemă a violenței domestice. În marea majoritate a situațiilor, femeile sau victimele nu prea unde să se ducă. Și dacă se duc, se duc pentru intervale scurte, urmând să se întoarcă în acel mediu agresiv și violent, unde
se reiau de îndată conduitele agresive ale tiranului. Deci, cumva, și acea femeie trebuia să se întoarcă în acel mediu conflictual care a încărcat-o încet, încet. S-a întors, mă, Violeta, că mi-a zis nevastă mea că a fost la fita plecată. Iar v-a iertat? Dă, omă, dă putoare. Îmi umblă în telefon. Cât să mai indici eu? Și ai măcar pe cineva? Am pe naiba să mă ia. Păi și atunci de ce mai bați? Păi dacă și-a lumea în cap, umblă cu nasul pe sus, uite, a fost la fimea de când a venit, o ciorbă n-a făcut și ea. Pe parcursul anchetei am discutat și cu colegul care lucra în mod efectiv și se pare că de foarte multe ori s-a plâns inclusiv colegului că este bănuit de către soție pe nedrept că o înșeală. Hai să terminăm aici și îți dau un chil de vin. În ziua fatidică, la prima oră, victima a mers la muncă, l-a cosit de iarbă, a consumat un litru de vin în primă fază, iar după ce s-a întors, a mai consumat 12 sticle de bere de către 500 de mililitri, deci în total de 6 litri de bere. Când a venit, era deja beat. Abia se ținea pe picioare de beat ce era. La ce oră a venit? Păi, pe la 12. Ce faci, mă? Ce-i vreta? Ia bagă și mie boxile alea, că la telefonul ăsta n-au nimica. Mereu îți bag și niciodată nu știi. Dar ce-ai, mă, cu el? Ia lasă-l în pace, că l-ai zăpăcit dracu cu muzica aia. Lasă băiatul în pace. Ce-ai, mă? Îți dă treaba ta, cum strânge toate sticlele astea. Aoleu! Vai dă capul meu că n-ai tâmpit de tot cu muzica aia. Ia uite și tu. Auzi, mă? Să nu-i bagi nimic, da? Că prea face podește. Starea lui a devenit una de ebrietate avansată, a început să asculte muzică la un nivel ridicat. Mania lui era să asculte muzică. Dată la maxim. Dată la un nivel foarte ridicat, da. Nici asta nu a fost reclamat nu, de către vecini? Nu, că sunt ai lor în zonă și nu să... Rar să ai vreo reclamație sau să sune cineva că e muzică tare, că ascultă vecinul muzică tare și mă deranjează. Aici nu. Dracu și muzica, dracu că mai... Da telefonul în față! Da, mă, telefonul în față! Și să zic că ne aude tot satul aici, lasă-mă, dracu, în pace! Pe mine te-am zis, băi, țin dă dracu, telefonul în față! Ce faceți, fă, mămică? Iar vă certați! Bă, dracu să ne ia, ne certăm! Tu nu vezi? Tu nu vezi că m-a zăpăcit? Uite cât de beat e de la ora asta! Gabi, vrei să spun muzică? Dar dai și tu o țigară, nu? Haide! Nu mai pune, mă, nicio muzică, lasă-ne, dracu, pace! Viorele, te duci tu să-i niște beci? Du-te, du-te, hai, du-te! Hai că mă duc, că m-a săturat tot timpul, e beat de când a venit de la fără! Da, lasă, că plecăm după ce te joci cu Mihai, da? Hai, mersi! O, mămică, bă, nu mai pot să mă rog, nu mai pot, că nu m-a pus de cap, m-a nebunit, uite în ce hal e, firea, dracu să-mi fi. Și acum, dacă mai bea chiar bere, să vezi că se face praf și pulbere. Minorul a fost trimis de către tată la un magazin din sat pentru a achiziționa 10 sticle de bere, a câte 500 de mililitri fiecare. Minorul s-a dus la magazin, iar între timp tatăl său a mai consumat alte 2 sticle de bere aflate în casă la acel moment. Cam care a fost consumul total de alcool în ziua respectivă? Undeva la 20 de sticle, a câte 500 de mililitri fiecare de bere. Lasă-l fă, mămică, lasă-l că e beat, lasă-l că se îmbată mai rău și scap de el. Adorme și scap de el, lasă-l. Ce să scape? Nu-l culc eu de tot. Nu-l adorm eu de tot, firar el să-l iau. Ce fala, eu nu vă fac parte, zici că-s peste mată. Ia... Ia, uite, bă, nene, l-ai trezit și mai trezit și copiii, mă. Ia-l trebuie să fie, ia-l, măcar, măi! Unde pleci, mă, lasă asta aici? Da, mă, că le duce la frigider, stai așa. Dar te-ai obișnuit așa, tăticule, să bei așa în continuu, să te iei de toată lumea, să n-aibă liniște niciunul din cauza ta. Doamna avea în grijă un nepot în vârstă de 10 luni, care avea nevoi speciale și trebuia supravegheat tot timpul. Muzica fusese dată la maxim, au fost găsite niște boxe cu capacitate destul de mare,
Și copilul, bineînțeles că a fost deranjat, nu putea fi lăsat să se odihnească și ca orice copil de o vârstă atât de mică a reacționat destul de dur. Una peste alta, atmosfera din ce am reușit să o reconstituim a fost una aproape de film de groază, în care un psihic slăbit putea foarte ușor să cedeze în momentul respectiv. În acea zi, înainte de momentul fatal, între ei a fost un incident în bucătărie. O să vedeți urme de sânge, lucruri răsturnate. Acolo, el a pus mâna pe cuțit și a zis că o omoară pe ea. El s-a luptat cu ea cuțit, să ia cuțitul, au ajuns până la urmă în dormitor, s-au calmat pe moment spiritele. Era așa de beat că m-a luat la bătaie. De ce v-a bătut? Păi, cum să vă zic eu, domn polițist, că mi-e și rușine așa. A vrut, a tras de mine să ne băgăm în pat, știți, și... Lasă-mă, mă, dracu, în pace! Asta-ți mai trebuie ție acum! Tu trebuie să te țin și cu ceva! Nu fi o filită! O filită, bă, dracu, să te ia? Cu mine vorbești, mă, așa, nenorocitul, dracu, ce ești? Că numai asta ce să faci să te iei? Poate femeile adevărate știu să aprecieze un bărbat! Lasă-mă, mă, pace, să nu stai eu ce am de tăiat să nu mai mergi la femei! Uite-te la mine, da? Hai, du-te și adun și mie un lighean cu apă și mă scol pe picioare. Mă scol pe dracu să te ia! În jurul orei 15, fiica a întrebat-o pe mama sa pe WhatsApp ce face, iar aceasta i-a spus că adoarme copilul minor, bebelușul. Conversația încheiindu-se foarte scurt. El permanent spunea că este bătrână, că el are alte femei, că are o viață paralelă. Și posibil că în momentul ăla, da, ai și femeia, și ce-o fi gândit ea, ai, lasă că te rezolvi eu din toate punctele de vedere, ca să nu mai ai nici femei, nici viață, nici victimă, nici copii terorizat. Faptul că femeia a acționat după ce el a fost în incapacitate ne arată că nu avea puterea să-l confrunte atunci când era biped, când era nebăut, pentru că el avea o forță care o făcea să se cutremure și nu avea nici cea mai mică posibilitate să riposteze, să lovească sau să îl înfrunte. Moment în care uneori se întâmplă această îngustare a conștiinței și oamenii, victime fiind, trec la o reacție, la un atac virulent. Să te văd, dar ce femei mai mergi! Bune, norocitule! Ea spune că l-a vrut să pună mâna pe cuțit și să o lovească. Ea a zis că a pus, s-a luptat, că ar fi luat cuțitul și atunci a dat. Haide, mă, șaură, să te văd! Te mai spălmă pe picioare, scârbă! A zis, care pe care? Dacă nu moare el, acum mor eu. Și atunci a acționat sub spaima că dacă el nu moare și lovitura specială, o va omorâ sigur. Și a acționat exact ca automat, 21 de lovituri. Toate nemulțumirile și toate frustrările de obicei se văd în numărul mare de lovituri. Noi am lucrat la cazuri la care au existat 20, 30, 50, 60 de lovituri. Cu cât frustrarea e mai mare, cu atât numărul de lovituri este mai mare și uneori am avut situația în care autorii au lovit până când au obosit. Vrei să te spăl pe picioare, ha? Te spăl, mă, pe picioare! Te spăl de nu mai vezi tu femei în viața ta, șabră! Credeți că s-a opus în vreun fel victima? Nu, pentru că n-a avut leziuni de autoapărare. De obicei, leziunile de autoapărare apar la nivelul palmelor, mâinilor, antebrațelor. În cazul acesta nu au fost. Acum te spăl pe picioare, nenorocitule! Ia să vezi tu, scârbă, cum te spăl eu pe picioare! Ia să vezi, mă! După ce i-a amputat organul genital, acesta a căzut chiar într-un lighean pe care și-l adusese să se spele pe picioare. Anterior. Te-a făcut ce femei, cele mai faci tu!
Nu este decât o măsură de a-l pedepsi definitiv, de a-i lua bărbăția, de a nu mai avea posibilitatea vreodată să se laude că poate să meargă la alte femei. A vrut să-l pedepsească cumva definitiv și post-mortem cu privire la toate faptele și la toate infidelitățile pe care le-a comis. Experiența ne spune că în momentul respectiv, când ai săvârșit o faptă cu violență, cu o violență extremă, și te vezi în fața unui cadavru... Am săturat! Primul reflex este să încerci să scap de el într-un anume fel. Nu putem să știm ce a trecut exact prin mintea doamnei. Probabil că a avut și gânduri și a încercat să găsească modalități în care să scape de cadavru, dar pentru a câștiga timp a încercat să-și formeze un alibi, bineînțeles, fără nicio șansă de reușită, pentru că toate probele de la fața locului erau extrem de clare. Aceasta s-a dus în bucătărie, a spălat cuțitul, după aceea s-a dus în baie și s-a schimbat de hainele cu care era îmbrăcată la momentul comiterii crimei. A reușit, s-a schimbat de haine care erau îmbibate de sânge, le-a lăsat în baie, a încercat să facă o ușoară curățenie, dar cantitatea foarte mare de sânge i-a dat și dânsii o slăbiciune și plus presiunea psihică a gestului săvârșit a fost suficient de mare încât nu a putut să meargă mai departe. Fac eu curat. Fac eu curat pentru tine, norocitul dracului. Pe mine m-a impresionat încercarea de a proteja copiii minori, pentru că imediat după săvârșirea faptei, după ce s-a schimbat de haine, pentru a nu oferi copiilor o imagine dezolantă sau în măsură să-i șocheze, să-i traumatizeze, a luat pe fiul său minor și pe nepotul de 10 luni și a plecat cu ei de acasă. Acum e liniște. Tocmai pentru a îi proteja și a nu vedea cu ochii lor scena crimei. Cum a putut o femeie dintr-o dată să aplice soțul ei un număr de 21 de lovituri de cuțit și să acționeze ca un automat? Este vorba de acumulare în timp de fapte și acte de violență pe care i-a zis că le-a suportat numai să nu-și despartă copiii. Își iubea așa de mult copiii încât au suportat o viață de violențe zilnice. Vorbeam des cu mama la telefon. De vreo două ori nu mai primise niciun semn de la ea. Am sunat-o, mi-a zis că doarme fata și am lăsat-o în pace. În jurul orelor 16:30, aceasta a sunat-o pe fiica sa pe video și fiica și-a dat seama de faptul că mamei s-a întâmplat ceva, fiind schimbată la față. Hai, du-te, ia-o dacă tu vrei. Da, mămică. Ce ai făcut? Autoarea i-a spus, tatăl tău a plecat. A plecat de acasă și a făcut bagajul. Afă, mămică, tu cu geloziile tale, că așa ai făcut tu mereu. A avut o exprimare de genul s-a însurat. Pentru a crea aparența că soțul ei și-a găsit o altă femeie cu care vrea să-și întemeieze o familie și implicit să o părăsească. Pe cine? Ce-ai făcut, fa? Autoarea i-a recunoscut fiicei sale faptul că l-a omorât pe tatăl acesteia. Cici a murit, tăticu! Cici a murit, tăticu! Le-a povestit secvențial ce s-a întâmplat. Bineînțeles că în prima fază nu a fost crezută pentru că doamna nu era cunoscută cu episoade de violență extremă și nimeni de altfel nu s-ar fi așteptat. De ce ai făcut asta, diavole? De ce că tu ai fost? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce ai făcut asta? Fiica ce a fost anunțată prima a avut o, în prima fază, o reacție foarte violentă la adresa mamei sale. Nu-i venea să creadă. A văzut inclusiv victima până la sosirea organelor de poliție. A fost foarte marcată. Vrei? Vezi că am sunat la poliție, da? Luând act polițiștii de faptul că era și un membru sexual
tăiat, era foarte greu și foarte puțin probabil să nu fie mâna unei femei. Și singura care era în casă în momentul respectiv era ea. Ea a înțeles că nu are cum să mai ascundă aceste lucruri și a acceptat să fie sinceră în cele din urmă. Aceasta a spus că tot ce a făcut, a făcut pentru copilul minor, care era prezent tot timpul la agresiunile la care ea era supusă. Nu a considerat foarte tare că a greșit. Ea s-a considerat până ultima clipă nevinovată. Un om care săvârșește asemenea fapte și se consideră nevinovat înseamnă că are și niște probleme. Regretați că l-ați omorât? Să regret? Nu a avut o atitudine de regret. Fapta a venit ca o refulare pe fondul acumulării nemulțumirilor. Efectiv, a apreciat-o ca pe un act de justiție. În momentul ăla a zis care pe care, ori eu, ori tu. Vorba omului simplu, mai bine la pușcărie și a terminat discuția și împlinesc pedeapsa. Eu cred că în momentul ăla ea a avut o stare de spirit și de tulburare așa de puternică, încât i-a afectat în mod cert, parțial, discernământul. Pentru că în fața cuțitului și a morții ești un om lucid. Doamna a fost examinată de către o comisie specializată, s-a constatat că are discernământul păstrat în raport cu infracțiunea săvârșită, astfel încât nu a beneficiat de niciun fel de circunstanță atenuantă din acest punct de vedere. Ea a fost o femeie îndelung traumatizată, îndelung chinuită, umilită. Cred cumva că victima este responsabilă de această încărcare și în transformarea acestei femei într-o armă care, în cele din urmă, i-a fost letală. Când au venit copiii în fața judecătorii și au început să povestească, a înghețat aerul în sala de judecată. De ce au venit copiii ăștia să declare pentru mama lor, care este acuzat de omor asupra tatălui lor? Pentru că ei știu mai multe și le-au rămas cuvintele în gât și n-au putut să spună mai mult. Și instanța a înțeles. Am audiat toate cele trei fete ale victimei. Cu amărăciune în glas spuneau, zice, domnule, nu vă spunem altceva, doar că cel mic, în vârstă de 12 ani, sărea în sus de bucurie când auzi că a murit tata. Dacă un copil a avut asemenea reacție, gândiți-vă ce era în sufletul acelei femei. Este nefiresc să-ți vezi tatăl mort și să te bucuri, este adevărat. Dar dacă acel tată este o sursă permanentă de tensiune care face viața insuportabilă, este firesc ca oamenii să se bucure că acel calvar a luat sfârșit. Care a fost sentința finală în acest caz? 12 ani de închisoare. Mi se pare mai mult decât justă această sentință. Care era cuantumul pedepsei prevăzut pentru omorul acesta? Era până la închisoare cu gheață. Ori ea a primit sub minimum special. Sub minimum special. Și era... deci... înseamnă că judecătorul a ținut cont de niște circumstanțe atenuante. Comportamentul judecătorului a fost extraordinar, de un curaj de admirat. Nu s-a comportat ca un contabil să se mulțumească că i-a dat minimum 15 sau minimum 20 de ani, cum spune legea, și este o speță școală. Este o speță care ar trebui studiată și la medicină legală și la facultatea de drept. Orice om poate, dacă este îndeplinitatea facultăților mentale, să oprească. Ea nu a putut. Dumneavoastră poate puteți, eu poate puteam, oricine. Dar ea n-a putut. Ani în șir, familia a ținut ascunsă o poveste care se pare că a măcinat sufletul acestei femei. Umilințele îndurate au determinat-o să-i aplice soțului pedeapsa supremă. Nimeni nu ar fi crezut că este în stare să facă acest gest, dar furia acumulată și lipsa speranței că lucrurile se vor îndrepta vreodată au dus la crimă. Se dovedește încă o dată că frustrarea, furia, umilințele pot transforma un om absolut normal într-un adevărat criminal.